Salutare, dragilor! Suntem fără casă timp de vreo 2 săptămâni pentru că nu este gata încă șantierul și noi trebuie să predăm apartamentul. Deja am extins termenul de vreo 2 ori cu eliberarea apartamentului, așa că nu mai puteam să prelungim. Și oricum, ei au cumpărat apartamentul la începutul lunii februarie, deci chiar era cazul să-l eliberăm. Așa că am căutat o variantă gen un apartament în regim hotelier, prin cineva o cunoștință, unde o să stăm 11 nopți în total, așa am planificat. Atâta este și liber apartamentul, mai mult nu am fi putut să stăm. Contracost, bineînțeles, deci un pic de buget mai scădem și de aici și e un apartament de 2 camere cu o baie, o bucătărie cu open space, o bucătărie foarte mică. Și aseară a fost prima noapte în care am dormit aici, imediat după ce am venit de la Turda, am mai strâns niște cutii din vechiul apartament și am venit și ne-am instalat aici. Am adus și pisica. Totul a fost și pe repede înainte și foarte întârziat, pentru că numai în jur de 12-12 și un pic ne-am culcat și Sofia a fost super stresată și eu stresat alături de ea toată noștea, săraca. Acum auzea un zgomot, își mișca capul așa într-o parte alta, urechile la fel. Acum parcă s-a mai obișnuit un pic. Și voiam să vă arăt un pic care este casa în care vom sta timp de 11 zile, casa noastră temporară. Uitați-o și pe Sofie, sărăcuța, mi-e chiar milă de ea, pentru că acum o să se adapteze aici în 10 zile cât o să stăm și după aia iar o să-i schimbăm locul. Draga de tine, săraca Sofie. Așa, și ăsta e apartamentul cu 2 camere, vă spuneam, este o casă veche, boierească. Acum te vezi numai că era în sus camera. Avem bucătăria asta deschisă, vedeți că e foarte haos, practic am adus o parte din lucrurile pe care vrem să le mutăm, o să aducem și hainele pe umerașe tot aici. Apartamentul arată foarte bine el în sinea lui, cu o baie destul de mare, să vă arăt și pe asta, cu duș. Avem o plită electrică temporară la fel, pentru că plita asta nu mergea și proprietarul ne-a adus plita asta temporar. Din păcate nu avem cuptor cu microunde, dar avem un frigider destul de mare, deci putem să aducem tot ce avem acasă, chiuvetă, nu avem mașină de spălat vase, dar oricum nu o să gătim prea mult, probabil că o să luăm mâncare catering și nu o să avem nevoie. Aici am dormit eu cu Vlad pe o canapea extensibilă, geamurile destul de mari și luminoase, deci asta e fain. Și aici un dormitor unde le-am culcat pe fete, plus acest dulap deschis cu barele astea de umeraș unde vrem să ne ducem ce mai avem pe acasă. Și ne-am pregătit și un troller separat cu lucruri curente, deci pe lângă ce am avut la Turda, de Paști. Aici au fost fetele și, după cum auziți, e un parchet care scârție foarte, foarte tare. Foarte tare. De-aia am zis că noaptea, inițial am zis că dormim noi aici, dar am schimbat, pentru că dacă ne-am fi plimbat și le-am fi trezit pe fete, ar fi fost destul de neplăcut. Dar și ăsta e apartamentul în care stăm noi câteva zile. Pentru că nu avem cum să facem cu mâncarea momentan, o să mergem să mâncăm o shawarma, împărțim o shawarma la farfurie amândoi. Și vreau să vă zic că este destul de friguros în București, ceea ce înseamnă că orice facem în apartament, fie că zugrăvim, că iglet, că nu știu ce, se usucă mult mai greu. Deci avem un pic de ghinion din punctul ăsta de vedere, pentru că dacă în mod normal puteai să dai 2 straturi de culoare într-o zi sau chestiuni de genul ăsta, este exclus acum cu temperaturile astea. Sunt temperaturi parcă de început de martie, zicem noi. Așa dimineața a plouat, așa și era chiar friguros cumva. Nu simți că vine primăvara aia adevărată, dar într-adevăr s-au decalat anotimpurile. Așa simți de câțiva ani deja că toamna se termină mult mai greu, se termină prin decembrie, iarna e de fapt ianuarie, februarie, martie. Și acum, practic, la mijloc de aprilie, este cam de fapt, cum era mai de mult în martie, cam așa. Asta tot așa ne întârzie un pic șantierul cu faptul că este destul de frig. Am mâncat o shawarma super bună, ne-a ajuns la amândoi foarte bine, o shawarma la farfurie și mi-am cumpărat acum un desert care îmi place foarte mult, cu nefe se numește, un fel de prăjitură dintr-un fel de tăiței care se prăjesc și cu ceva brânză înăuntru, care seamănă cu mozzarella, dar înțeleg că nu e mozzarella, și cu fistic pe deasupra și înghețată. Este delicioasă. Să vă arăt un pic, să vedeți cum arată. Asta e prăjiturica. Nu știu dacă e la fel de bună peste tot pe unde este de vânzare, dar aici, la șaurmeria asta, Dristor Doner, e atât de bună și ți-o prăjește direct în farfuriuța asta. După aia ți-o presară cu fistic și cu înghețată. Ai, delicios.
Am venit așadar la apartament să strâng ultimele lucruri care sunt de strâns și sunt convinsă că multe dintre voi mă veți întreba cu ce ruși eram dată pe buze sau sunt dată pe buze. Și e o culoare cu care nu m-ați mai văzut până acum sau poate l-am folosit recent. În orice caz, vreau să vă zic că știți că mie îmi plac foarte mult rujurile de la Avon și mi-am cumpărat din gama aceea ce a apărut nouă. E o gamă la care face reclamă Irina Rimes și sunt ceva rujuri cu acid hialuronic. Uitați să vă arăt cam cum arată în interior. Acum bucata aia rotundă de acid hialuronic nu se mai vede, dar într-adevăr sunt foarte faine și super hidratante. Și dacă vă trebuie, vreți un ruj care să și hidrateze, să fie și mas, să nu fie așa lucios și să ține foarte bine pe buze, deci poți să mănânci și rămâne destul de bine pe buze, vi le recomand. Sunt un pic mai scumpicele decât rujurile obișnuite de la Avon, dar chiar sunt foarte, foarte calitative, sunt foarte încântată. Am două culori. Ăsta care e pe buzele mele se numește Hydra Rosy, deși nu mi se pare că este rosy, nu duce spre roz, mi se pare că duce mai mult spre cărămiziu cumva. Și mi-am mai cumpărat unul Hydra Plum, cred. E destul de închis, așa, movuliu cumva. Nu mi se potrivește chiar atât de bine ca și ăsta, deși îmi place și ăla. Și ambalajul e foarte fain. Am zis că să fac și mențiunea asta, că sigur o să mă întrebe unele dintre voi. Și acum să mă apuc să strâng ce mai e pe aici, tot felul de chestii ce au mai rămas de prin dulapuri. Am strâns toată bucătăria și ce să vedeți, am uitat exact un loc de acolo, complet am uitat, a fost ușa închisă și am uitat că ăsta nu e descărcat, o să mă apuc să bag imediat într-o cutie. Și înainte să plec, vreau să îmi iau rămas bun de la priveliștea asta. Și auziți cum se aud păsările aici, nu știu dacă se aud pe cameră, dar sunt tot felul, mierle, tot felul de chestii. Partea cealaltă sunt foarte mulți porumbei și nu cred că, de asta nu sunt așa multe păsări acolo, ce-i drept nici n-am copaci chiar în fața balconului, că e casa aia veche. Dar acum începe să înverzească natura și mi se pare așa de frumos. O să-mi fie super dor de locul ăsta. Super, super dor. Acolo se renovează clădirea. O să facă bloc de apartamente. Deci oricum nu va mai fi chiar atât de intim cum era până acum. Dar îmi va fi dor de natura asta de aici. Clar. Doamne, că câteva ore bune m-am spedit să fac totul cât mai curat și oricum ar mai fi de făcut. La 8:30 au zis că vin viitorii proprietari să le predăm cheia. Am șters toate dulapurile din bucătărie, am spălat frigiderul, am spălat în baie, am spălat WC-urile. Și m-am cam grăbit așa, nu până am putut să fac totul foarte, foarte în detaliu, dar măcar să nu rămână mizerie. Și bineînțeles am avut surprize, am găsit gărgărițe sus în dulap, acolo unde nu făcusem, cred că cam de câteva luni bune, poate chiar de un an, nu făcusem curat, era dulapul în care mai ținea la fel de semințe, de cafea, de chestii. Nu-l vi, erau gărgărițe moarte. În frigider am găsit niște lapte întărit, deci că s-a transformat în brânză. Tot așa sertarul de legume și fructe. Acum câteva săptămâni mi-a spus că a curs niște lapte în frigider, dar negăsind, am șters pe raftul de sticlă, dar negăsind efectiv urme mai multe, n-am mai șters, n-am scos decât acum raftul de legume și fructe, da, deci era, am făcut un pic de curățenie așa mai temenică. Și mai avem asta. Deci acum, pe repede, înainte să le strângem pe astea, ce mai avem pe aici? E ceva. Termomix, subietul de el, n-avem ce să-l transportăm. Și în rest, să mai ducem hainele din dormitor ce mai avem pe umerașe și cam asta e. Așa, am spălat și cuptoarele. Asta am mai făcut cu triumf. Ar mai fi mers încă o tură să le despălat. Și pe asta l-am spălat bine. Da. Mulțumită.
Și poate vă întrebați dacă sunt nostalgică, având în vedere că ați văzut videoclipurile mele în care mă cam tânguiam după apartamentul ăsta. Dar acum, pe ultima sută de metri, sincer, nu mai sunt deloc nostalgică și singurul meu gând este cumva că aștept să ne mutăm în partea cealaltă și aștept toată să terminăm cu toată trâncănaia și cu toată mutarea de cutii și de haine și de tot ce mai avem. Deci nu mă încearcă deloc niciun sentiment de nostalgie sau de părere de rău, ci doar de entuziasm și de cumva nerăbdare să terminăm odată. Cam astea sentimentele mele din momentul ăsta. Poate cei care m-ați urmărit așa mai îndeaproape ați observat că atunci, în perioada în care am și vândut apartamentul și am avut și acel eveniment foarte neplăcut în familie în care a murit bunica mea de la Bacău și cumva atunci s-au adunat toate unele peste altele și cred că a fost un mix așa de tot felul de emoții. În general sunt destul de rațională și bine calibrată așa și echilibrată, dar când se întâmplă multe, se întâmplă multe în același timp. Vai, și în seara asta abia aștept să terminăm. Noroc cu bona fetelor. Nici am apucat, cred că, să vă povestesc. Am găsit o bonă prin decembrie, care stă 3 ore cu ele în fiecare zi. Trebuie să vă dau așa un life update cu toate cât de curând, pe lângă apartament și pe lângă tot ce facem, cu mutarea în legătură cu asta. Și da, sper să terminăm, că mai avem o oră și vine nou proprietar să-și ia apartamentul. E o vreme super ploioasă în București, cum ziceam, și așa se pare că va fi zilele astea. Am fost acum rapid până la Lidl să cumpărăm de alegurii. Nu avem cuptor acolo unde stăm, vă spuneam, și am luat o felul de chestii reci, platoașe, fructe, și acum mergem pentru ultima dată la apartament, la Vivando, unde stăteam înainte, pentru a lua trotinetele fetelor care au rămas acolo și becurile noastre colorate de pe balcon. Am oprit ștergătoarele, cred că nu se auzea nimic. Da, aseară am terminat curățenia după vreo 5 ore, cred. N-am apucat să mai dau cu mopul. A venit nou proprietar, am povestit, ne-a ajutat să cărăm ultimele lucruri la mașină. Am primit din partea lor și un cadou foarte, foarte drăguț. Sper să vi-l pot arăta zilele următoare, pentru că l-am dus la nou apartament. Și acum o să fac așa un foarte, foarte mic tur din vechiul apartament, să vedeți cum arată gol. M-am tot gândit astăzi dacă, apropo de ce ziceam astăzi, dacă am nostalgie sau nu, dar chiar nu am. Și mâine sper să pot filma puțin, să vă arăt și cum arată nou apartament, pentru că progresăm și acolo, au pus câteva uși și arată foarte bine, așa de îngântate de uși, îmi plac așa de mult. Din totdeauna cred că mi-am dorit uși de genul ăla, cum sunt cele pe care le-am cumpărat. Și vreau să vă zic că băiatul ăsta o să aibă examen pentru carnet categoria A, adică motocicletă, vineri, așa că va trebui să urăm succes. Probabil că deja o să fie carnetul luat pe când vedeți voi vlogul, pentru că o să-l public în weekend, dar acum trăim un pic emoția momentului. Ce bine arată apartamentul totuși, când mă uit așa la el, așa de luminos, cu geamurile astea mari. De fapt, cel mai dor îmi va fi de acest loc, care îmi plăcea mie foarte mult. Cum mai spuneam, cred că am mai filmat odată și ieri. Și cum se opresc păsările. Luminițele alea mai trebuie să le luăm. Dacă își face și Vlad poze. Ultimele unghiuri. Și o cameră aici. Camera fetelor. Și o cameră aici. Câte nu s-au întâmplat în dormitorul ăsta și cum am dormit noi cu fetele mici aici în stânga și în dreapta. Cu dulapul nostru mare.
băile noastre pe care le-am frecat eu ieri. Ce credeți că face Vlad? Șterge ultimele firimituri. Ultima oară când mai șterg la tusta. Ultima oară când mai șterg ultimele firimituri. Ultimele fete. Asta. Mergem. Hai. Deci am luat luminițele, luăm trotinetele, care sunt acolo, ne așteaptă și mergem. Aici unde stăm temporar este o grădinuță foarte frumoasă care e lipită chiar de Parcul Patriarhiei, un parc care e de fapt o grădină, nu e nimic public acolo, doar că e foarte frumos amenajat, e plin de păsări, am eu o chestie cu păsările, cred că se aude păsările, și azi am nimerit și o zi superbă de primăvară. E o plăcere să stai aici așa, să asculti natura și să stai degeaba, să te bucuri și de soare. De aici se vede un pic vârful clădirei Mitropoliei, dar se vede și antena asta imensă, ea din priveliște. Și aici pe balcon cineva are niște clopoței de vânt, care se aud superb. Și iată-l pe Vlad în poartă. Știți cum e obiceiul românilor care stau în poartă și așteaptă să treacă vecini, să stea de vorbă? Așa și Vlad. Ziceam că tu stai în poartă să aștepți vecini la discuții. Nu, știi cum stau? Să mă uită, mă stau pe băncuțe. Stau ca pe vremuri, când stăteam la țară. Am ieșit la poartă să mă uit la mașini, cum trec pe o băncuță și mă uit la... Dar instinctiv am ieșit fără să... Pur și simplu m-am apropiat la poartă să mă uit stânga și dreapta. Am ajuns acum la apartament și un scurt update vă dau, pentru că încă sunt meșterii pe aici și nu pot să filmez așa peste tot. Dar suntem în dormitorul nostru, în care pereții sunt aproape gata, cu excepția faptului că nu-i pusă culoarea. Sunt și cu fetele. Vorbește frumos, te rog. Dă-mi un pic. Nu ți-o dau acum, o filmă. Uite, fix acum am venit la turta. Mami, știi tu, dar vreau să le spun și lor. Da? Da. Deci așa arată dormitorul acum. Biroul lui Vlad este parțial vopsit, pentru că am dat doar două straturi de culoare și nu arată tocmai bine culoarea. Se vede așa un pic poros și văd că oricum nu se vede pe cameră culoarea care este în realitate. Cam așa ar trebui să arate. Baia. Am pus cele două aplice pe care le-am cumpărat de la Ikea, care mi se pare că arată super, super, super. Mașina de spălat vrem să o montăm astăzi sau mâine, pentru că trebuie să ne spălăm niște haine. Hai că e mizerie mami pe acolo. Și așa arată ușile. Mi se pare că arată super bine ușile. Mami? Da. E mizerie, da. O să facem curat, mama. Și asta este ușa height. Vedeți că nu are cadru, practic nu se vede tocul. O să vină exact la față.
Și aici este camera lui Ruxy. Ai luat tu cheia? Ai luat tu clanța? Nu are nimic. Hai că ne uităm aici. Nu, dar eu îmi iau portocalul. Ne uităm aici un pic. Hei, ce ai luat portocalele? Pentru că sunt ale mele. Și asta e faianța de la bucătărie. Vedeți cum am pus-o? Așa pe înalt. Sofie. Dacă vreau chiar pot să-mi miroși. Mami, îmi pot face un milkshake? Nu acum, mama. Ba da. Sofie, ce vreau? Miroși acel gândac? Sofie. Te frică un pic de grădină? Da, da, te frică pe grădină. Da, Sofica, te poți să o țin și un pic? Imediat. Ah, Sofica. E bine. O să finalizez acest vlog acum. Suntem pe aici pe afară și avem grijă să nu fugă Sophie. Îi arătăm și ei împrejurimile dacă tot am scos-o din casă. Vă mulțumesc ca de obicei că ne-ați urmărit. Și vă invit să mă urmăriți și pe pagina de Facebook Cristina Cioabă, Fata Norocoasă, și pe contul de Instagram Cristina Cioabă. Aveți link-uri către aceste două conturi în descriere. Bineînțeles să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja și să ne revedem cu bine cât de curând. Vă pup! Ciao!